Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Hans Christian Andersen. Fetița cu chibrituri. Înainte de a vă citi această poveste atât de cunoscută, doresc să vă urez sărbători fericite și un an nou plin cu bucurii și sănătate. La mulți ani! Era un ger grozav afară. Ningea mugnit și începuse a se înopta. Era ajunul anului nou. Pe frigul și pe întunericul acela, mergea pe stradă o biată fetiță, cu capul și cu picioarele goale. Când plecase de acasă, avusese niște papucei de pâslă, dar nu-i fuseseră de prea mare ajutor. Papucii îi erau prea mari. Mama-i aproape că-i rupsese de atâta purtat și erau și așa prea largi pentru dânsa. Astfel că pe unul mititic al pierdu, grăbindu-se să treacă o stradă, unde era cât pe ce să fie strivită între două trăsuri grăbite. Iar pe celălalt îi luase un băiat, care zicea că vrea să-și facă din el un leagăn pentru copilul lui când o fi să aibă și el unul. Așa că de atunci fetița a mers în picioarele goale, iar acestea i-a deveniseră din cauza frigului roșii vineții. În șorțul ei vechi, micuța ținea strâns un vârf de cutii de chibrituri și mai avea și în mână o cutie. Fusese o zi rea pentru dânsa, pentru că nimeni nu-i cumpărase nimic până la acea oră târzie, astfel că n-avea niciun bănuț și era tare foame și era nespus de frig. Biata fetiță! Fulgi de zăpadă cădeau pe părul ei lung și bălai, care îi se încrețea frumos pe lângă ceafă. Dar nu se gândea ea acum la părul ei creț. Luminile străluceau la ferestre, miros de fripturi se răspândea în stradă, căci era ajunul anului nou. Iată la ce se gândea ea. Într-un sfârșit, nu mai fu în stare să meargă. Se opri și se ghemui într-un colț aflat între două case, din care una ieșea în stradă mai mult decât cealaltă. Și cu toate că-și strânse piciorușele sub dânsa, frigul o pătrundea din ce în ce mai mult. Dar nu-i venea să se ducă acasă. Dacă ar fi adus înapoi toate chibriturile și niciun bănuț, tatăl i-ar fi bătut-o strașnic pentru asta. Și apoi ce? Acasă la ea nu era la fel de frig? Ei locuiau sub un acoperiș prin care vântul sufla în voie, cu toate că-i fusese rastupate crăpăturile cele mari, cu paie și cu zdrențe în repetate rânduri. Mânuțele fetei erau aproape înghețate de frig. Un chibrit aprins l-ar putea face bine, gândi micuța. Ah, dacă ar îndrăzni să scoată unul, numai unul din cutie, să-l zgârie de zid și să-și încălzească degețelele. Fetița nu mai răbdă, așa că scoase unul și, hârș, cum mai trozni și cum se mai aprinse? Chibritul ardea tocmai ca o lumânărică. Micuța ținu mânuța deasupra flăcării ca să-și o încălzească. Ce lumină ciudată! Dintr-o dată, fetiței se păru că stă lângă o sobă mare de fier, care avea deasupra un capac lucios de aramă. Înăuntrul sobiței focul ardea mocnit și era atât de cald acolo. Dar oare ce să fie asta? Își zise în sinea ei fetița. Apoi își întinse numai decât piciorușele, ca să și le încălzească și pe dânsele. Dar flacăra lumânării nu ținu o veșnicie. Se stinse și odată cu ea pieri și soba. Fetița rămase cu rămășița de chibrit ars în mână. Hârș! Aprinse de îndată un alt chibrit, care străluci, făcând ca zidul în care bătea lumina să devină străveziu, ca o pânză subțire. Atunci fetița a putut vedea până într-o daie unde era întinsă o masă acoperită cu o față albă pe care sclipeau porțelanuri fine. În mijlocul mesei, fetița a văzut o gâscă friptă, umplută cu prune și cu mere, ce răspundea un miros atât de plăcut. Și lucru de necrezut, deodată gâsca sări de pe masă și veni cu furculița și cuțitul în spinare până la biata fetiță. Cum însă se stinse și al doilea chibrit, fetița nu mai a avut dinainte decât zidul rece și gros al casei. Îndrăzni să mai aprindă încă unul și deodată se văzu șezând sub un pom frumos de Crăciun. Acesta era cu mult mai mare și cu mult mai frumos împodobit decât văzuse ea pe fereastră la negustorul cel bogat. Mii de lumânărele ardeau pe crengile lui verzi și poze de tot felul ca cele ce împodobesc ferestrele prăvălilor păreau că îi zâmbesc.
Ferița își ridică amândouă mâinile spre brad, dar se stinse și al treilea chibrit, iar lumânărelele din pomul ei de Crăciun prinseră a se înălța din ce în ce mai sus. Și se înălțau și se tot înălțau, până când, deodată, micuța văzu că luminițele acelea deveniseră stele. Una din ele căzu și lăsă o dungă mare de foc pe cer. A murit cineva, gândi fetița. Amintindu-și că bunica ei, care fusese foarte bună cu dânsa, dar care nu mai trăia acum, obișnuia să-i spună adesea, când cade o stea, un suflet se înalță la Dumnezeu. Fetița mai trase încă un chibrit pe zid și dintr-o dată se făcă o lumină mare, în mijlocul căreia stătea bunica ei în picioare. Era nespus de strălucitoare și o privea pe fetiță cu blândețe și duioșie. Bunică dragă, strigă fetița, ia-mă cu tine! Când s-o stige chibritul, știu că n-o să te mai văd. Ai să pierzi și tu din fața ochilor mei, ca și soba de fier, ca și gâsca friptă, ca și frumosul pom de Crăciun. Acestea fiind zise, fetița aprinse cât putu de repede toate chibriturile ce-i mai rămăseseră în cutie, căci își dorea mult ca bunicuța ei să nu plece de lângă dânsa. Dintr-o dată însă se făcă o lumină puternică, de parcă ar fi fost ziua. Niciodată bunica ei nu fusese atât de frumoasă ori de mare. Ea se apropie de fetiță și o îmbrățișă. Apoi, ținându-se strâns una de cealaltă, zburară împreună vesele în strălucirea aceea de sus, acolo unde nu mai era nici frig, nici foame, nici griji. Acolo unde era doar Dumnezeu. Când se lumină de ziua, în colțul dintre cele două case, fetița zăcea cu obrajii roșii, cu zâmbetul încremenit pe buze. Era moartă, moartă de frig, în cea din urmă noapte a anului. Prima zi a anului nou o găsi acolo, înghețată, cu grămăjoara ei de cutii cu chibrituri, din care o cutie fusese arsă în întregime. Sărmana a murit de frig, zise un trecător. A vrut să se încălzească, își dădu cu părerea un altul. Dar niciunul dintre aceștia nu bănuia ce minuni văzuse fetița înainte de a pleca din această lume, ori în ce strălucire intrase împreună cu bunicuța ei în împărăția cerurilor. Tocmai în noaptea de anul nou. Sfârșit.